În cele două luni de activitate, medicii Centrului de Cardiologie Intervențională au tratat 60 de pacienți și au înregistrat 2 decese. Rezultatele sunt optimiste dacă ținem cont de faptul că mortalitatea a fost redusă sub 4% media pe țară, în infarctul miocardic fiind de 12%. În Constanța, la două luni, putem să spunem că ne încadrăm din punct de vedere al statisticii la nivelul centrelor avansate din țară și la nivelul centrelor europene. Mortalitatea este sub 4%. De la înființarea Centrului de Cardiologie Intervențională a crescut numărul pacienților ale căror vieți au fost salvate. Asta deoarece nu mai este necesar transportul spre alte unități spitalicești. Scutim acele ore foarte prețioase ale unui miocard care e în suferință vasculară pentru pacienții care veneau înainte cu infarct sau cu leziuni de preinfarct. Se începea un tratament cu fibrinoliză chimică, deci medicamentoasă, ca după aceea se punea la telefon, se pregătea o ambulanță și plecau la București într-una dintre cele două spitale, unități care puteau să facă ori Spitalul Fundeni, ori Spitalul Municipal, o zi cu o zi, ca să poată să le facă lucru care îl face domnul doctor Mut și echipa dânsului. La Centrul de Cardiologie Intervențională, pacienții primesc îngrijiri medicale de specialitate la orice oră din zi și din noapte.